Așa. Pace. Mă numesc Ben Bendarius și, după cum știți, m-am născut într-o familie de pocăiți. De mic copil am fost învățat să vin la biserică și să ascult ce are de pastorul de la Amvon. Am ascultat foarte multe predici și am fost implicat în partea media a bisericii. Și Domnul a fost prezent în viața mea de mic copil. Cu toate acestea nu m au oprit nimic ca să gust din viața de păcat. Și ajungând la liceu am avut libertatea și curajul necesar să fiu, să fiu cine vreau și să fac ce vreau. Ba chiar mai mult am început să lucrez ca ospătar. Și cu cât lucram mai mult, cu cât mergeam la mai multe evenimente, cu atât anturajul pe care îl aveam era cu atât mai rău. În ciuda lucrurilor care se întâmplau în viața mea, grija și prezența lui Dumnezeu le simțeam la fiecare pas. Vedeam cum Dumnezeu lucrează prin alți oameni și tot timpul este cu mine. Știam care, era, știam care era voia Domnului în mare parte pentru fiecare persoană, dar credeam că dacă nu fumez, nu beau, nu vorbesc curât, totul va fi bine și știam tot timpul că mai este timp pentru botez. La școală toată lumea știa că sunt pocăit, chiar dacă nu eram tot timpul pocăit sau nu, nu arătam asta prin ceea ce ziceam sau ceea ce făceam. În clasa 11-a am luat mai în serios lucrurile cu privire la Dumnezeu și am vrut să iau o decizie cu privire la viața mea, deoarece urma să merg la facultate, urma să plec de acasă și vreau să știu cine sunt și așa am început să mă apropie de Cuvântul lui Dumnezeu și să îmi doresc să cunosc mai mult din ce vrea Dumnezeu de la mine și ce își dorește Dumnezeu cu privire la viața mea. Așa am ajuns să pun la suflet două versete care îmi veneau în minte de fiecare dată când eram confruntat cu problema pocăinței față de prieteni sau de colegi. Filipeni 4 cu 13, Potul în Hristos care mă tărește. Și psalmul 118 cu Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic, ce pot să-mi facă niște oameni? Cu aceste două versete am ajuns să am tăria să spun că sunt pocăit și să nu fie rușine de chestia asta, să ajung să nu fac ce fac și alții, să nu mă tem de ce vor crede alții despre mine și să am curajul să port o conversație cu cineva care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, și să îi spun despre Dumnezeu. Uh, Psalmul 118 cu 6 tot timpul a tot timpul m-a ajutat și mi-a reamintit ca de fiecare dată când eram într-o situație mai rea, într-o în, într-o încurcătură să Prima dată să mă uit la ce părere are Dumnezeu despre lucrurile respectiv și după aia să mă uit la ce părere au ceilalți din jurul meu. Dumnezeu a lucrat foarte mult la viața mea și a fost prezent chiar și atunci când Eram foarte departe de el, becă și atunci când mă întrebam dacă mai are rost să fiu pocăit. Tot timpul știam că Dumnezeu știe mai bine și știe ce este mai bine pentru mine și ce -mi trebuie mie cu adevărat. Iar de fiecare dată când vreau un lucru și nu ajungeam să-l am sau nu, nu reușeam să-l ating, știam că Dumnezeu, Dumnezeu pregătește ceva mai bun pentru mine și de fiecare dată când. Poate nu ajungeam să am un lucru și tot timpul primeam ceva mai bun decât lucrul respectiv sau Dumnezeu chiar mă scăpa din uh, anumite situații. Tot timpul ziceam în mintea mea, oare să fie Dumnezeu împotriva mea sau oare să-i răzbune Dumnezeu pe mine pentru unele lucruri pe care le făceam și nu erau după voia lui? Dar Dumnezeu tot timpul mi-a arătat că El știe mai bine pentru mine și tot timpul mi-a dat ceva mai bun decât ce puteam să fac eu. Decizia mea a fost luată într-un timp foarte scurt. Într-o duminică, fratele Dario Gonzales era la predică și în predica lui zicea despre cât de multe face Dumnezeu pentru noi și totuși noi nu facem nimic pentru el. Noi, uh, fratele Timotei a adăugat la final: Știu că mulți din biserică nu sunteți botezați și vreau să spun că acum este timpul. În, în acel moment. Uh, am realizat că trebuie să răspund la toată bunătatea lui Dumnezeu față de mine și trebuia să-i să predau viața. Și cineva la un moment dat zicea: Dacă nu-ți mai lipsește nimic să te botezi, atunci ce te oprește? Ce-ți stă în cale? Și în mintea mea tot timpul ziceam, și răspunsul era categoric nimic. Nimica nu mai îmi trebuie. Ca să pot să ajung în pasul botezului, și nimic nu mă oprește. Dumnezeu a lucrat în viața mea și am văzut lucrul acesta. Astăzi vreau să mărturisesc prin apa botezului că Domnul Isus mi-a schimbat și mi-a curățit viața. Iar pentru asta, eu vreau să-l urmez tot restul vieții mele și vreau să fac toată viața mea voia lui. Vă rog să vă rugați pentru mine ca Dumnezeu să mă ajute să pot să fiu. Credincios și să rămân cu el până la capăt. Amin! Amin.